10 iulie 2014. O partidă de pescuit pe râul Mureș. O zi relativ bună pentru pescuit. Soare, temperatura undeva la 27 de grade Celsius, Mureșul mare puțin tulbure. Am venit la pescuit cu 3 beți. Un băț cu plută. La care de fapt am și luat un somotel. Și alte două bețe cu care am aruncat la fund, cu plumbi cu lisanț, un plumb de 60 de grame, celălalt plumb de 40 de grame. Ca momeală folosesc râmă neagră, și lipitoare la celălalt băț. Au fost câteva trăsături mai de dimineață. O surpriză pentru mine, nu au dărâmat adăpostul improvizat pe care l-am făcut mai cu vreo 3 săptămâni în urmă. E foarte bun că mă protejează de ploaie, de soare dacă e puternic. În acest adăpost pot să-mi întind și hamacul. Dacă nu va mai ploua o săptămână, Mureșul va fi numai bun de pescuit. Din acest loc n-am scos altceva decât somotei.